moldovenesc se apreciază în raport cu moneda unică europeană. Banca Națională a stabilit pentru luni 23 decembrie un curs de 19 lei și 17 bani pentru un euro, cu 3 bani mai puțin decât în weekend. Dolarul american se scumpește cu 2 bani și costă 17 lei și 27 de bani. Leul românesc se depreciază cu 1 ban, iar valoarea hrivnei crește cu 1 ban până la 74 de bani. Rubla rusească rămâne la aceeași valoare de 27 de bani.